Pregătirile pentru fabrica de staruri au intrat în ultima sută de metri. Ediția din acest an va fi una internațională, bătălia în fabrica de staruri fiind urmărită simultan în Republica Moldova și România de peste 25 milioane de spectatori. În concurs sunt admiși băieți și fete cu vârsta cuprinsă între 18 și 28 ani. Tinerii vor fi supravegheați 24 din 24 ore, 7 zile din 7, de-a lungul a 14 săptămâni. Câștigătorul va primi un premiu bănesc în valoare de 50.000 euro și un contract cu o renumită casă de discuri. În competiție a fost admisă și floreșteanca Irina Rimeș. Până la 10 martie o puteți susține sunând la numerele 90003 pentru un vot sau la 91003 pentru 10 voturi sau trimițind un SMS cu numele acesteia la numerele 90003 pentru un vot sau la 91003 pentru 10 voturi. De asemenea, puteți suna de pe fix la 090090003 pentru un vot sau 090091003 pentru 10 voturi. Noul reality show de talente va fi difuzat din 17 martie, sâmbătă, de la orele 21:25. Formatul Operation Triumph a fost produs până acum în 22 de țări, precum Belgia, Grecia, Italia, Polonia, Spania și SUA.